Domnule primar Mihai Pătru, satul Buda e cel mai vechi sat al orașului Ognele Mari. Are până acum ca utilități alimentare cu apă, canalizare și gaz. De acum încolo locuitorii se vor bucura și de asfalt. În primul rând, bună dimineața și bine ați venit pe meleagul orașului nostru, un oraș plăcut, un oraș în dezvoltare și un oraș cu o istorie îndelungată. Într-adevăr, satul Buda este un sat unde mari meșteri ai noștri erau numiți satul olarilor. Se dezvoltă, este în plină desfășurare. După cum vedeți, toate utilajele sunt pe stradă, ca în viitor apropiat cetățenii de pe strada Buda să beneficieze de asfalt. Ce vreți să faceți practic aici? Deocamdată, înainte de asfalt, e vorba să tăiați copacii de pe margine, vegetația care aproape a ajuns până la mijlocul drumului. Da, fiindcă această stradă nu a fost îngrijită și lăsată la voie, natura înaintează. Noi avem un proiect foarte frumos pentru a prevedea și cu rigole, podețe și acolo unde sunt necesare și de aceea trebuie lățit drumul ca să creăm condiții optime pentru legătura între stațiunea Olănești și stațiunea în curs de obținere a redobândirii statutului de stațiune Ognele Mari. Tăierea vegetației de copertare va dura probabil câteva săptămâni, domnule primar. După aceea? Vom asfalta și vom crea această legătură între cele două stațiuni frumoase ale județului nostru. Concomitent cu rigolele, domnule primar, veți asfalta drumul? Da, vom face rigole, fiindcă fără rigole nu poți să păstrezi drumul. Și proiectul este prevăzut cu rigole, cu podețe și subtraversări prin care să preia apele pluviale. Spuneați înaintea discuției noastre oficiale că investiția e una realizată din bugetul local. Da, această investiție este făcută din bugetul local, fiindcă avem și alte investiții pe PNDL, avem pe program european pe axa 13 port, dar această stradă este 100% din bugetul local. Nu sunt mulți locuitori aici, dar văd case trainice și sunt convinsă, domnule primar, că după ce veți finaliza și asfaltarea drumului, valoarea terenului va crește. Așa că aviz celor care vor să facă afaceri în viitor. Așa este. Cei care vor să investească în orașul nostru sunt bineveniți. Vom fi și noi lângă ei pentru ca orașul nostru să fie din ce în ce mai populat. La o aruncătură de bății, Râmnicu, cred că la 3 km, pe scurtătură, pe aici, pe la Buda, nu? Da, este legătura care vine peste podul Olănești și cred că sunt în jur de 5 km de centru municipiului nostru, municipiul Râmnicu-Vâlcea. Când va fi gata asfaltul, lucrarea în sine? Sper că în 3 săptămâni, o lună, vom avea primele covoare de asfalt. Începând din oraș spre Buda? La școala din Buda până la releu din Buda.
releu Vodafone și Orange, unde sunt instalate pentru rețele de telefonie mobilă. Deci în iarnă vor avea asfalt? Sigur, 100% în iarnă vor avea asfalt. Da, mergem la o investiție unde deja a fost pus covorul asfaltit, domnule primar? Merge în alte zone, în strada Goroniș, și mai avem încă o stradă, strada școlii, unde se pregătește, mai avem strada aviatorului, mai avem strada Lunca, unde iar o zonă unde săracii oameni au fost vitregiți de aceste condiții, deoarece nu poți să faci din bugetul local, erau investițiile foarte mari și neimplicarea din partea foștilor ordonatori care au lăsat acei cetățeni la voia întâmplării. Niște caracteristici tehnice ale drumului, domnule Nicolae. Aici ce trebuie să știți dumneavoastră, că a fost o străduță, o potecuță, o stradă de căruță, aș putea spune, iar la ora actuală se execută prin supralărgire. Vedeți că avem utilajele la fața locului, din 2 metri jumate, 3 ai străzii, se ajung la 6 metri. De ce? Pentru că avem partea de structură a acestei străzi, are 4 metri de asfalt, are 50 de centimetri stânga-dreapta, deci încă un metru acostamente din piatră spartă și, bineînțeles, încă 1,30 m de rigolă betonată, pentru că vin destule ape. Înseamnă să avem cel puțin 6 metri și jumătate care sunt ai acestei străzi, ea fiind inițial de doar 2,5-3. Nu pot să spun decât că îl felicit pe domnul primar că a avut încredere și a avut și puterea de convingere către cetățeni care au cedat atenție din proprietățile private câte un metru, un metru jumate, doi metri, doi și ceva, fără niciun fel de solicitare, în bază de declarații scrise și așa mai departe. Fără despăgubire. Fără despăgubire. Ceea ce pot să spun că îi felicit și nu în ultimul rând am putut alături de dânsul să-i convingem că este o modernizare a zonei, este în același timp prețurile la terenuri vor crește considerabil. Cine vrea să facă afaceri, să vină pe strada Buda. Așa? Și mai trebuie ținut cont că pe această stradă avem canalizare, avem apă, avem fibră optică, avem curent. Probabil gazele le vedeți că sunt aceia, deci ce trebuie altceva? Bunăvoință. Deci aici erau niște gropi de te mâncau lupii. Concluzie, garantați pentru calitatea lucrărilor în calitate de diriginte de șantier, domnule Nicolae? Sunt obligat. Atenție, e adevărat, nu sunt iubit de către antreprenori, asta este, dar legea 10 spune că dirigintele de șantier răspunde calitativ și cantitativ. Și sunt la o vârstă, sunt la într-o perioadă în care îmi place mult libertatea și, bineînțeles, e vorba și de prestigiul meu ca meseriaș. Ne grăbim să ajungem pe o altă stradă. Vă mulțumesc frumos pentru discuție. Doamne ajută, și singura problemă care se ridică, primarul nu o să poată fi scos de ci decât cu picioarele înainte din primărie. Asta așa ca paranteză. Nu știu dacă e o problemă. Înțelegeți? Poate pentru adversarii domniei sale. Omul sfințește locul. V-am spus că nu sunt în același partid politic, dar e treaba dânsului, însă a făcut treabă. Mulțumesc frumos. Am numărat numai eu câte străzi mai sunt acum. Goronișului, mai e strada școlii, mai e strada Zăvoiului, mai e strada Aviatorilor, Lunca. Deci, ce să vă spun? După ce asfaltezi tot orașul, după ce bagi gaze, bagi apă, bagi canalizare, numai unul care nu gândește n-are nevoie de un astfel de gospodar. Mulțumesc frumos, Petru. Toate cele bune, numai bine. Domnule primar Mihai Pătru, utilaje și pe strada școlii. Înțeleg că aici lucrurile sunt mult mai avansate decât pe strada Buda. În câteva săptămâni veți asfalta și aici. Da, strada școlii este o altă stradă de legătură între două localități. Este vorba de legătura între localitatea noastră Ognele Mari cu localitatea Bunești. Această stradă este finanțată prin PNDL. Cât de curând această stradă va fi asfaltată, fiindcă această stradă nu are lucrări de un grad ridicat cum a fost în strada Buda. Este taluzarea și zestrea care se pune sub asfalt și acea fâșie de asfalt va veni cât de repede. Pentru că acești cetățeni trebuie să beneficieze și de aceste condiții care trebuie să le creăm, fiindcă de-aia suntem oraș și trebuie să le creez condiții optime de viață. Caracteristici tehnice ale drumului, banii înțeleg că sunt deja obținuți, dacă vorbim de Programul Național de Dezvoltare Locală. Da, nu puteam să intervenim dacă nu era finanțare.
Problema este de mai mulți factori, de gradul de implicare al firmei câștigătoare, de salariații, de forța de muncă de care beneficiază aceste firme care câștigă construcțiile respective. Va fi și aici o lățire a drumului sau vă veți mărgini la drumul care este creionat ca atare? Da, dar școlii a permis lățimea din proiect, deci nu este nevoie să se lățească, să le aducă pe pozițiile anterioare cetățenii. Deci strada a permis ca utilajele să facă creionarea, cum se spune în termeni, și acum să vină cu taluzarea, cu balastru necesar, care se pune sub asfalt. Cât costă o asemenea investiție pe strada școlii, domnule primar? Aproximativ. Deci eu ce pot să vă pun, vă pot spune că pe toată 6 km jumătate a fost în jur de 4 milioane lei pe toți 6 km jumătate de asfalt. Banii sunt constructorul să vrea să-i câștige cinstit. Da, și să știți că vrea, fiindcă a făcut lucrările care suntem la 7-a stradă, mai avem încă vreo 6 și terminăm proiectul care l-am finanțat în anul 2017. Toate PND-le, toate PND-le. Cele 6 străzi de până acum? Da, toate PND-le. Sunt 6 km jumătate pe PND-le, deci am făcut în jur de 3 km, mai sunt încă 3 km și 3 km jumătate și terminăm proiectul. Ce spun oamenii? Că pe aici nu a fost asfalt până acum? Niciodată nu a fost asfalt de când este Ognele Mari înființat. Este un lucru mare când vede că primarul se zbate, construiește, e normal ca să-l iubească și cetățenii. Dacă nu faci, normal că nu te iubește. Ce ar mai lipsi zonei? Ce utilități are până acum? Este introdusă și rețeaua de apă, dar știți problema că ne trebuie o pompă hidrofor care se amplasează la punctul Andreescu. Este o problemă mai veche, deoarece aceste investiții se fac prin SECE Apavil, prin program european. Ei au intrat, ACM4 au intrat în insolvență, au fost preluați de Protechim ca lider de contract și aceștia știți cum stau, dar avem promisiuni că până la sfârșitul finele anului respectiv vom avea această pompă. Ați mai avut promisiuni și de la Apavil și de la constructor? Da, dar să știți, li s-a permis acele prelungiri, se pare că aceasta este ultima din ultimele promisiuni și prelungiri de care pot beneficia. Nu de alta, dar nici nu mai aveți ce să le spuneți locuitorilor de pe strada așa școlii. Este. Avantajul este că oamenii văd că se lucrează și își dau seama că aceste lucruri vor lua final într-un viitor scurt. Când veți termina de asfaltat întreg orașul? Aveți un termen limită? V-ați impus, v-ați propus întreg, ceva, domnule primar? Întreg orașul nu poți să-l finanțezi și să-l obții aceste finanțare bătând din palme. Dar ce pot promite? Că până la anul se vor termina acești 6 km jumătate, iar din punctul de aici, din punctul Gâscă, cum spunem noi, până la graniță cu Troița, Buneștiu, până la punctul Bebe Bodescu, Valea Grădinilor, strada Lacurilor, trotoare Ognița, Ognele Mari cu parcări laterale, blocul social de la Ognița, grădinița supraetajată și trotuar Ognița, Ognele Mari, le-am finanțat prin programul AXA 13 POR, care vor începe de la anul. Alt proiect în valoare de 3.200.000 de euro, care le-am obținut finanțarea anul trecut în martie. Deci nu-s promisiune electorală. Da, da, nu este promisiune, am semnat. Anul acesta am obținut finanțarea, deci anul trecut am început să facem documentație, anul acesta, în martie, am obținut finanțarea, unde am fost la Craiova și am semnat contractul. Sunt procedurile de scoatere la licitație și execuție. Și ce pot garanta? Că în 3 ani de zile aceste străzi vor arăta toate asfaltate. Inclusiv vreau să transmit pe această cale cetățenilor Ognele Mari că avem finanțare și de la intrare din Ognele Mari în jur de 2 km jumătate, unde s-a introdus apă canal, dar nu putem așterne covorul, fiindcă mai sunt lucrări de presiune, de luare în calcul acele branșări la oameni și canalizarea să facă probele pe ea. Eu înțeleg nerăbdarea oamenilor, pentru că de atâta mare de vreme tot așteaptă. Așa este. Aceste promisiuni au fost făcute și de acum 30 de ani și oamenii nu mai cred. Dar eu ce am promis m-am ținut de cuvânt și așa cum le-am promis în 2016, îmi voi duce la bun sfârșit tot ce le-am promis.
Cred că ultima noastră oprire va fi tot pe o stradă. Ce caracteristici, ce o recomandă pe strada unde vreți să ne duc? Strada Goruniși este o stradă iar cu o problemă socială. Acea stradă este mai abruptă, unde orice puneai pe ea, la prima ploaie se făceau cratere. Acei oameni nu le venea să creadă, parcă le venea să mai în sus să mă arunce, că nu mai putea de bucurie. Sunt foarte mulțumiți, se vede că se lucrează, orașul prinde contur, orașul la sfârșitul anului vrem să dobândim și acel statut de stațiune locală, să-l redobândim, fiindcă pe statut de stațiune vom avea mai multe probleme de rezolvat, adică putem finanța programe europene mult mai ușor decât în situația în care ne aflăm acum. Printre problemele rămase nerezolvate, domnule primar, dar care nu stau în puterea administrației publice locale, e și cea a despăgubirii sinistraților de la Ocnele Mari. În ce stadiu vă mai aflați? Am întrebat și pe domnul prefect Florian Marin și lucrurile nu s-au urnit de niciun fel. Așa este, este o problemă sensibilă. Această problemă deja este în curtea Ministerului Economiei, unde ei trebuie să facă acele acte de schimburi și acei proprietari care au fost mutați din zona noastră să fie înzestrați cu acele acte de vânzare-cumpărare. Fiindcă ei, săracii, nu pot să facă nici măcar taxe de succesiune și nimic, fiindcă nu au actele în regulă. Înțeleg că veți avea o discuție pe tema asta cu Conversmin în următoarele zile. Astăzi am vorbit cu domnul prefect prin telefon, prin care am solicitat încă o nouă întrevedere cu Ministerul Economiei, Conversminul, în legătura cu problema acestor sinistrați care au fost mutați de la Ocnele Mari. Deoarece, doamna Jana, nu au fost mutați ca au vrut ei, au fost mutați voit și prin forță. Iar să strămuții niște oameni din locurile lor natale este exact ceva sinistru. Da, numai că dumneavoastră știți la fel de bine ca și mine că s-ar putea ca la discuția de peste câteva zile altul să fie directorul de la Conversmin, altul să fie reprezentantul ministerului. Așa este. Se schimbă directorii de la Ministerul Economiei din 6 în 6 luni. Deci când, de câte ori am avut întâlniri, numai și numai cu alții oameni, nu aceiași oameni. Deci este o problemă, nu știu ce se întâmplă, dar nu le vor. Povestea, le transmiteți povestea, documente. Deci oameni noi, la vremuri noi, ceva de genul ăsta. Deci când intră în problemă, în miezul problemei, ba sunt mutați, ba nu vor, nu știu ce se întâmplă. Deci această problemă deja a depășit granițele orașului Ocnele Mari, v-am spus, este o problemă a Ministerului Economiei. Vă mulțumesc frumos, ajungem pe strada Goruniși. Vă mulțumesc mult de tot și mergem să vedem și acea stradă. Actually, big mom.
say if you heard what I hear through the grapevine. If you mind, if you mind. Hey, you listen, it's going down. Yeah.